Grupul informal Fabric Plopi a organizat sâmbătă tradiționalul meci de fotbal dintre căsătoriți și necăsătoriți. Evenimentul a avut loc cu ocazia zilelor cartierului Plopi, o manifestare cu mai multe acțiuni și activități atât pentru adulți cât și pentru copii. Aline, fii de față! Frate, micuțule! Ce leargă! Mai dreapta, dreapta, mai dreapta! Atenți aici! Bravo! Tradiția meciurilor dintre căsătoriți și burlaci a început în 1963 în cartierul Plopi din Timișoara. Organizatorul principal, care este domnul Busuioc, și primește din partea noastră o plachetă. Aplauda toată lumea, băieții! Să vă hamas mai mult la mult! Să rămâneți la bere și amici. Acest derby informal este deja o tradiție în zona istorică Fabric Plopi și are loc în fiecare an.